Bine ați venit la Muzeul Național al Literaturii Române. Ne cunoaștem, sunt Loreta Popa și reprezint cu bucurie și mândrie această instituție. Și astăzi sunt foarte bucuroasă că toată grădina s-a umplut din nou, pentru că avem un eveniment special. Este vorba de Remember Ileana Vulpescu și cu bucurie vă anunț că alături de mine se află doamna Dorina Lazăr și doamna Adriana Trandafir. Să știți că atunci când le-am telefonat și le-am invitat, nu mi-au spus nu, au răspuns așa, cu o bucurie pe care am simțit-o ieșind din sufletele dumnealor. Da, de ce? Pentru că o iubesc pe Ileana Vulpescu. Mâine ar fi fost ziua dumneavoastră de naștere, am fi sărbătorit-o împreună, sunt ferm convinsă. A trecut un an, nu vine să cred, pe 12 mai își alegea cu grație ostea, așa cum îmi place să spun, și lăsa în urma domniei sale o operă extraordinară, iar arta conversației a rămas acolo cumva în sufletele noastre. Mi-amintesc când eram adolescentă, pentru că eram adolescentă când dumneavoastră erați pe culmile succesului, doamna Lazăr, și dumneavoastră, doamna Adriana Trandafir. Și toată lumea vorbea despre acest spectacol. Cumva așa, dacă fac o comparație între cum se discuta despre spectacolul ăsta și cum se discută acum despre teatru, nu vine să plâng, dar mai bine să ne oprim totuși acolo unde ne interesează. Și anume la acest Remember, Ileana Vulpescu. Am postat astăzi un fragment dintr-un interviu pe care l-am realizat cu dumneavoastră în 2015, când am ademenit-o, am reușit să o scoatem din casă, spunându-i că am lansare de carte. Și știind că eu nu lansez carte, am spus, trebuie să fiu acolo, nu se poate, trebuie. Și când și-a dat seama că de fapt o sărbătoream și că era ziua dumneavoastră de naștere, nu prea a convenit, dar s-a lăsat așa, mângâiată, aplaudată, iubită, o modestie ieșită din comun, specifică spiritelor rare. Și țin minte că după ce am cântat la mulți ani cu aproape 300 de persoane la Spice, era atât de emoționată, nu lăsa să se vadă nimic, dar era atât de emoționată. Și în timp ce ascultam acest interviu, mi-am extras câteva răspunsuri ale mie sale și spunea așa, este foarte important să elimini vulgaritatea din viața oamenilor. Numai așa mai pot fi educați tinerii, numai așa li se mai poate da o speranță că există și lucruri frumoase pe lumea aceasta. Numai așa pot înțelege că nu se reduce totul la calculator și la mâncare gata, mestecată. Este foarte important ca tinerii să-și croiască un drum. Noi trebuie să acceptăm cu toții ceea ce spune țărancă, românca noastră. Timpul trece și noi ne petrecem. Este clar că trebuie să cultivăm tânăra generație care este preocupată de lucruri de finețe spirituală, precum este poezia. Să nu bată numai la ușii închise. Le trebuie o rezistență morală. Arta, în general, cere foarte multă rezistență morală. Este important să nu te descurajezi. Dacă ai ceva de spus, să nu te lași până nu spui. Niciodată mediul nu a fost o mamă bună și lăptoasă față de artă. Trebuie să ne gândim cum au trăit niște mari artiști. În ce sărăcie, și nu mă gândesc decât la Marele Eminescu. Omul trebuie să-și creeze un interior pe care să se sprijine și singur și să nu conteze numai pe cei din jur. Oricine din jur te poate lăsa, oricine din jur te poate trăda. Totul este ca tot cu tine însăți să te împaci. Aceste cuvinte mi le spunea Ileana Vulpescu în 2015 și le găsesc mai actuale ca oricând. Și n-am vorbit mai urmă mai devreme când am făcut acea comparație între teatrul atunci și teatrul acum. Și sunt bucuroasă că doamna Dorina Lazăr mi-a adus aici câteva fotografii
din spectacolul Arta Conversației și da, aici, doamna Dorina Nazăr și Adriana Trandafir. Îmi pare rău că nu se pot mări, am încercat. I-am cerut una și mi s-a... Eu vă promit, exact altceva. Colegul meu, când va face montajul pentru mediul online, pentru site și pentru Facebook, să insereze aceste fotografii așa cum sunt ele la mărime în afară. Vă promit că se va întâmpla. Alex, ești aici, nici martor, da? Vă dați seama ce bucurie a fost pentru mine când ambele domnești de față au spus da. Aș vrea să vă întreb. Cu cine să încep? Cu doamna, sigur. A făcut cum nu trebuie. Doamna Dorina Nazăr, cum s-a întâmplat să fiți distribuită în acest rol? Fără voia mea. Adică, într-o zi, doamna Elena Deleanu, directoarea noastră din anii aceia, directoarea Teatrului Giulești, un om despre care s-ar putea face o seară întreagă să vorbim și eu și Adriana, m-a chemat și mi-a spus, uite-te, am o dramatizare după romanul lui Leni Vulpescu, Arta Conversației. Fac o mică paranteză. Noi aveam un coleg, George Bănică, actor, dar un om foarte citit și foarte iscusit în a scrie și a face dramatizări din romane, în asemenea fel încât el l-a dramatizat de altfel și l-a și regizat pe Monciu Sudinski. O vorbim noi și de Monciu Sudinski, dacă vreți, dar deocamdată să mă refer la momentul începutului. Și eu am luat asta, cartea, am luat dramatizarea, le-am citit și nu mi-a plăcut. Vedeți, dumneavoastră, actorul e atras mai degrabă de rolurile negative. Și cele pozitive nu sunt ofertante. Trebuie să fii bun, frumos, drept și devii plicticos. Unul rău al dracului și zgârcit, Hagi Tudose, e mai interesant. Și el zice, doamne, nu-mi place, e prea bună, e prea frumoasă, n-are nimica, nu râre, nu sâsâie, nu uită, nu, nu. Și țin minte că eram în sala de ședințe sindicale a Teatrului Giulești, acolo în Giulești, și mi-a luat mâna și mi-a zis, te rog, fă-o pentru mine. E, când zice directorul, aș mai ales că noi țineam foarte mult la dumneai și era un om extraordinar. Bine. Și au început repetițiile și a apărut o fetișoară în distribuție. Rău de bună! Rău de bună! Nu o plânge! Era Todoran de la Televiziunea Română, costumele le făcea un scenograf de acolo, Rotaru. Distribuție foarte bună, Adriana Trandafir, Florin Zanfirescu, Vasile Ichim, eu, Irena Codarcea, un actor venit proaspăt în teatru, Eugen Ungureanu, mănos frumos, îl și vedeți acolo pe Olga Bucătaru. Și pe măsură ce înaintau repetițiile, deveneam din ce în ce cu toții mai sensibili, mai conștienți că se petrece un act extraordinar pe scenă în care căldura, umanitatea personajelor te înnobilau și pe tine. Și a venit seara premierei, a fost un succes
extraordinar. Și știu că doamna Deleanu a intrat în cabină, unde stăteam cu toatele, a închis ușa în urma ei și a zis: am izbândit, am izbândit! E, și de aici a început o aventură. Pot să vă spun că din 61 și până acum câți ani sunt? Da? Vreo 60, da? De 60 de ani fac teatru. Eu nu am avut succes de public așa cum am avut cu Arta Conversației. S-a jucat cu casa închisă. Am jucat, am ținut cont așa că în aproape 10 ani, așa am contorizat eu, s-au jucat 976 de spectacole. Nu, greșești. În trei ani. Cum nu erau bani de leafă la teatru, ai, Arta Conversației în autobuz și plecam să câștigăm bani. A fost o mare bucurie pentru noi și anii ăia chiar au format din noi o familie. O să mai vă povestească Adriana, că după aceea vă mai povestesc și eu. Dacă încep să vorbesc, nici că mă mai opresc. Suntem aici. La mine a fost debutul oficial la Teatrul Giulești. Doamna Deleanu a fost persoana cu care am făcut o logotnă teatrală din studenție, a coborât la cabină. Doamna Deleanu era, Elena Deleanu era o mare și este și rămâne pentru mine și pentru cei care vă mai amintiți de dumneavoastră, o mare personalitate a teatrului. Avea o intuiție extraordinară și avea o precizie atunci când lua niște hotărâri, pentru că știa exact și ce avea de gând și repercusiunile, știa exact despre ce este vorba. Și a coborât la cabină, eram studentă, eu când am văzut-o, este ca și cum ar intra pe poartă aici Robert De Niro și ar spune: bună Adriana, ce faci? Și ce să-i răspunzi? Bine, tu? Așa. Și doamna Deleanu, jucam Romeo și Julieta, a venit la cabină și a zis: ce faci în următorii 20 de ani? O să trăiesc. Și a zis: o să trăim împreună, că eu vreau să te iau la mine la teatru. Și a urmat repartiția, eu am stat 3 ani la Reșița, dar am venit și am mai jucat și în București. Și pentru mine a început așa, că m-a chemat în biroul dumneiei, mi-era o frică, Doamne Dumnezeule, mă cheamă doamna directoare acolo, deși era un om bun, blând, era, a fost o mamă pentru noi toți, nu? Trebuie să recunoaștem asta. Și mi-a spus: uite, am un rolișor pentru tine și eu cred că va fi pasul tău drept în lumea asta a teatrului. Ia citește tu, că ai auzit de Ileana Vulpescu? Auzisem, aș, nu prea. Eu auzisem pentru că, și o să povestesc mai departe, tot aici o să intervin, pentru că îl știam pe domnul Vulpescu, altă poveste o să vă spun. Și atunci doamna Deleanu a spus: uite, ia cartea asta și citește-o. Și Bănică, George Bănică, cu care eu mai făcusem un spectacol la Reșița, o să faceți o treabă foarte bună, cu doamna Dorina, cu Florin, oh, pentru mine erau zei, cum așa, alături de ei, da, chiar așa. A fost debutul meu oficial. A fost cea mai mare haiducie din viața mea și doamna Deleanu, tot doamna Deleanu, a venit la o vizionare și a spus: nu, nu-mi place cum ești îmbrăcată, tu trebuie să fii îmbrăcată elevă. Și atunci a spus: nu vei fi îmbrăcată așa, acolo, ca o adolescentă, tu trebuie să fii îmbrăcată în uniformă, în uniforma de școală. Și atunci mi-am luat uniforma mea de liceu și cu bluza mea de liceu și am jucat, și am jucat-o pe Maria și atunci personajul meu a devenit atât de uman și atât de dureros în toată povestea asta, de convingător, de durer. Cine a văzut Arta Conversației de aici? Aha, am dreptate, așa este, era cutremurător să vezi un copil care, cum începea, în anul 3 de facultate. Știți, aveam, și am și acum sentimentul acesta, ia actorul pe scenă, da? Și cu noi începe spectacolul, cu cel care ești în scenă. Și stăteam pe fotoliu, în față stătea Florin Zanfirescu, se auzea un gong,
s-auzea al doilea gong, al treilea, și îmi ziceam, acum nu pot să mai scap, nu mai poți fugi, de aici nu mai fugi, trebuie să stai până la capăt. Și stai până la capăt. Și apropo tot de actori în scenă și indiferent dacă ești debutant sau dacă ești bătrân pensionar, frica și sfiala de scenă nu se pierd. Ba, e mai, la mine s-au accentuat cu odată Mi-aduc aminte că am jucat împreună în Cumetrele și înainte de a se ridica cortina, ne-am trezit amândouă că ne facem cruce. Și ne-am uitat una la altă, de frică, de roagă, de orice. Dar ce vreau să vă mai spun, că noi am început să vorbim de spectacol, că despre asta știm să vorbim. Apropo de Ileana Vulpescu și de Romulus, noi eram cam de aceeași vârstă. Eu am fost, înainte de a fi la Teatrul Giulești, am fost 9 ani de zile actriță la un teatru care s-a înființat în 1961, Teatrul Regiunii București, și care era o tripletă. Un ansamblu folcloric, un ansamblu de stradă și s-a făcut și ansamblu de teatru, de actori. Ion Vasilescu, nu? Care după aceea a devenit Ion Vasilescu, după aceea s-a desființat, că așa se întâmplă. Și noi înjuram la început, aveam menirea să facem spectacole în căminele culturale ale regiunii București. Dar acum, stând și gândindu-mă retroactiv, era o opțiune foarte bună. Nu se făceau numai anunți la Căminul Cultural. Se făceau și spectacole de teatru și de muzică. Și ne trezim într-o zi cu un secretar literar atipic, bărbos, iute, o cruce mare pe piept cu cămașe desfăcută, Romulus Vulpescu, secretar literar la Teatrul Regiunii București. Altfel foarte bun secretar literar, era un om cultivat și un om cult și avea un dar al vorbirii, ne-a povestit odată, lucra și pentru televiziune niște filme documentare și ni le-a povestit că atunci când le-am văzut n-am mai luat niciun haz filmele alea. Țin minte când el traducea François Villon și le-a înscria Arta Conversației. Și vorbeam cu ei și vă zic, voi stați într-o garsonieră. Cum Dumnezeu puteți să scrieți? Păi zice, eu stau la birou și Romul stă pe closet. Și scrie. Da. Am cunoscut pe domnul Vulpescu Cântarea României să trăiască, da, într-un festival, un festival de teatru pentru copii. Și pentru că am luat locul întâi, atunci premiul mi l-a dat președintele juriului. Și președintele juriului, domnul Romulus Vulpescu era o personalitate declinată, știam despre lumea lui și așa, dând un premiu a vorbit o oră. Nu l-a oprit nimeni și eu voiam să-mi dea florile și diploma, nu mi le dădea, dar vorbea. Și mă gândeam, Doamne Dumnezeule, în ce priză o fi băgat? Și nu scoate nimeni să-mi dea premiul, că eu voiam să văd ce am luat cu premiul ăsta și așa. Și pe urmă am aflat că, după ce am primit, vorbim acum despre Ileana Vulpescu, și după ce am primit scenariul, domnul Bănică, George Bănică, a spus, uite, doamna Vulpescu vrea să te vadă și vrea să te cunoască, pentru că noi te-am propus pentru rol și mergem într-o seară în vizită. Pentru mine a fost ceva... Ce să vă spun? Poate eram în vizită la Dumnezeu, o ocazie unică și irepetabilă. Și atunci am luat un buchet imens de flori și cu George ne-am întâlnit și am mers acolo la garsoniera magică și eu cu florile în mână am făcut cea mai mare gafă din viața mea, în sensul că George a sunat și eu mă și gândeam când o să vină, eu cum o să ofer florile, cum o să fie, cum o să-i spun, așa să mă iau în spectacol, că dacă nu mă plăcea, nu mă lua. Și a deschis ușa și eu am spus româna, dumnea ei a întins mâinile către flori și a zis, a, mulțumesc, și am spus, nu, nu sunt pentru dumneavoastră, sunt pentru doamna Ileana Vulpescu. Eu am crezut că e femeia de serviciu, vă dați seama, nu? Vai, dar i-am și spus, a, nu sunteți femeia de serviciu.
Și atunci a avut un umor extraordinar, a fost atât de fericită și a spus, băi, Romulus, ia uite-mă ce femeie de serviciu. Nu știam că am femeie de serviciu. De-aia am spus, bun, a fost o dragoste așa la prima vedere, avea un umor extraordinar, am apreciat și vă mai spun una foarte bună. Când Ioana odată venea de la școală și fica dumnealor, da, de la școală noi avem o discuție tot despre piesă și a venit Ioana și a spus, tati, s-a terminat școala și am luat 10. Și doamna Ileana a întrebat, la câte materii? Nu aș fi crezut niciodată că o femeie poate să fie atât de smerită în fața carierei unui bărbat și să-i dea locul lui întâi și ea să fie de fapt zero, dar să stea pe locul doi. Nu aș fi crezut niciodată că poate exista o asemenea iubire și o asemenea familie și o asemenea relație, pentru că, uite, sunt trei bărbați aici și am zis, a, o să fim numai femei. Nu. O să vedeți cât de greu este. Știți cât e de greu, da? Așa. Ce structură trebuie să ai și câtă iubire să ai în tine încât să nu vrei niciodată să te arăți și să spui, sunt mai bună decât tine, sunt egală cu tine sau o să fiu și mai bună. Nu avea orgolii de genul ăsta. A fost așa pentru mine debutul și arta conversației și pe urmă ne-am văzut și ne-am mai văzut și iar ne-am văzut. Era, cred că, adunate toate bunicile, toate mamele acestei lumi, erau adunate în glasul dumneaei și în felul ei smerit de a vorbi, că era niciodată nu a ridicat tonul și îmi amintesc cu mare bucurie că era seara noastră, era de fapt seara dumneaei și de fapt a făcut în așa fel încât să fie seara noastră. N-a vrut să iasă nici la interviuri, a dat foarte rar interviuri. Au rămas la televiziune câteva înregistrări cu dumneai. Adică Romulus era așa ca un râu năvalnic și Ileana era ca o picătură mică, 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 care a avut drumul ei, a avut făgașul ei, care a avut un râu nerostogolitor, lin, frumos, așa și plecat, era de o modestie pe care n-am, câteodată îi spuneam, doamna Ileana, dar a scris, că eu am citit tot ce a scris și acum, eu am citit tot ce a scris, am rămas în suflet cu tot ce mi-a spus și îmi pare rău de tot ce nu am vorbit și de tot ce nu am apucat să ne vorbim. Nu câte au fost, îmi vine în minte așa, ci câte ar fi putut să fie. Acum când primit invitația să venim aici, să vin la întâlnirea dintre noi, am rugat pe fata care ține arhiva teatrului să-mi scoată dosarul cu arta conversației. Și așa m-a apucat o nostalgie, pentru că erau textul de suflor, textul inițial, bătut la mașină, pe vremea aceea se bătea la mașină. Înregistrată. Și se băteau mai multe exemplare cu foaie de indigo între, cu filă subțire, foaie subțire. Am găsit cronicile, fotografii, după care am încercat să fac ceva și l-am izbutit, cronicile și Adriana, ai să râzi. Eu nu am avut cronici, mai middle class, așa, și chiar proaste, conotații proaste, cum am avut aici. Și nu am avut niciodată un succes de public mai mare decât cum am avut în acest spectacol. Ce scriau cronicile? Dorina Lazar, așa, da, posibilă. Foarte prost îmbrăcată. Costumele nu sunt scenice. Decorul. Neinspirat. Da. Și până am stat și m-am gândit și am văzut fotografiile.
Aveau dreptate, Adriana. Astea sunt costumele mele de acasă. Păi și? Hai. Sunt rochile mele de acasă. Da? Pentru că nu erau bani, pentru că... Nu mi se dădea voie, doamna Dorina. Nu, nu, atunci nu ți se... Nu, adică... Nu te puteai îmbrăca depășind niște limite... Nu, dar s-a făcut pe sărăcie. Deci spectacolul s-a făcut pe sărăcie. Nu că se montează apus de soare și atunci se fac toate clamidele împărătești. Și pe semne că... Eu l-am convins pe acest domn notar, că de-aia am vrut să și spun săracul. Îi păstrez cea mai bună amintire, dar el m-a lăsat în doriile mele și eu m-am îmbrăcat cu lucruri de acasă, care pe semne că arătau foarte bine dacă mă duceam într-o vizită. Dar una este scena și alta este plecatul pe stradă. Dar reacții ale publicului, cum am avut la acest spectacol, aveam o scenă cu Adriana, stăteam. Vorbirea dintre noi două era la rampă. Cine bușa pe noi lacrima. Da, în sală era ceva și ne străduiam să nu plângem, pentru că profesorul meu, fiind deșteanu, m-a învățat că actorul nu trebuie să plângă pe scenă. Odată ce plânge actorul pe scenă, îl răcorește pe spectator și ăla nu mai plânge. Trebuie să ții lacrima în gât. Și acolo o să rămână. Eu mi-amintesc că săptămâna Ileana Lucaciu ne-a făcut o cronică. Pentru mine a fost prima cronică și unică în felul ei, în care a spus, am văzut o fată despre care va fi un nume declinat în teatru. Mi-a scris o cronică extraordinară și de atunci mi-e frică de ea. Și... da. Spectacolul nu a fost atât de bine primit de critică. Nu, pentru că nici cartea nu a fost atât de bine primită atunci, pentru că a fost interzisă, pentru că s-au scos foarte multe pasaje, pentru că. Numai că publicul, marele nostru critic, publicul a făcut din acest spectacol mediocru al criticilor, Mi-aduc aminte la Constanța, am jucat la Casa de Cultură, care are 800 și ceva de locuri, matineu și seară, că se juca matineu și seară. Nu mai știai când intrești, când ieși din Casa de Cultură sau din teatru. Și o doamnă era cu doi copii de mână, o fetiță și un băiat, 5 ani și 7 ani. Și mi-a spus, v-am așteptat ca să vă arăt copiii, sunt și eu ca dumneavoastră, ăștia sunt copiii mei din piesă. Da. Făceam turnee, deci, repet, cum nu erau bani de lefuri, doamna Deleană zicea, gata. Erau două spectacole, Arta Conversației și Milionarul Sărac, care era cu Bică Papaiani și cu Brăila, cu Mihele cu Brăila. Astea două plecau, unul la dreapta, unul la stânga, să facem încasări. Diurna, ca și în zilele noastre, 17 lei. Și atunci s-a întâmplat că ne-am unit într-o frumoasă cooperativă de gătit. Adică Dorina, extraordinar. Ce, eu am adus de acasă... Nu, lăsați-mă să povestesc eu. Eu vă dați seama, fiind copil și prima oară în teatru mă uitam la ei ca la zei, așa, și la primul turneu doamna Dorina a venit cu o paporniță. Și am întrebat-o, ce e asta? Și mi-a spus, am crezut că e trusa de fapt, așa mare, și am zis, doamne, eu care n-am decât un creion și așa, și doamna Dorina a venit cu... Și mi-a spus, draga mea, asta este coreana. Am zis, are farmă din Coreea, doamne, nu pot să cred. Și a spus, nu, aici, în coreana asta, luată de soțul dumneavoastră dintr-un turneu, așa, a zis, am aragaz, am reșoul, am termoprojurul pe cafe. Și crătițile. Și a zis, ar trebui să te reorientezi. La al doilea turneu, eu am venit cu ustensilele pentru salate, adică un lighean și cu vaz, și găteam în hotel, după ce se termina și eram purtate pe brațe. Greta Garbo și Sara Bernal. Așa, mergeam la hotel și atunci începea
gospodărirea, autogospodărirea, adică ei desfăceau o sticlă de vodcă, așa pentru încurajare, Momone își fuma țigara, Ileana Codarcea își fuma țigara, Kent două fuma pe zi, eu am să scriu o carte despre turneile astea, așa, dar n-am răbdare. Și nici nu, că n-am timp să scriu, nu pot să scriu. Și fiecare, doamna Dorina, primul lucru pe care îl făcea, reșou în priză, Această sacoșă coreană, bărbatul meu lucra la televiziune și era directorul relațiilor internaționale. Și atunci se plimba foarte mult și a făcut o călătorie în Corea. Și acolo i s-a dat cadou o sacoșă plină cu discurile și cărțile lui Kim Il-sen. A venit cu ea la București și, doamnele mele, puțea coreana aia, a cauciuc, a nu știu ce, alea, de câte ori ne duceam într-o vizită, duceam câte o carte într-o vizită de asta. Coreana, am pus-o, asta 6 luni afară pe balcon, și a adus și o sticlă cu rachiu cu ginseng înăuntru. Și țin minte că într-o seară, la niște prieteni, s-a băut rachiu și nu mai aveau de băut nimic, și atunci au spart sticla și au început să roată rădăcina. Bun, și această coreană a adăpostit acest harnașament, da, brigada de alimentare a trupei. A fost foarte frumos, eram fericiți când, eram nefericiți. Da. Am făcut și măcinici, vă aduceți aminte? La Bacău, i-am făcut eu așa, i-am împletit, impresarul avea soră de trei în oraș și l-am trimis la soră să fierb mucenici, a venit cu ei moală. Da, am mâncat împreună, ne-am căsătorit, am făcut copii, ne-am iubit. A fost și cea mai frumoasă. Și grație acestei cărți, acestui text, acestei femei extraordinare. Da, ce suflet, poate că de acolo, se uită. Așa cu părul pe o parte, se uită așa la noi și atât. Și atât. Extraordinar. Pentru mine... Când era în ce an a fost? În 83? Sau 4? 83? Da, scrie acolo. Vă spun imediat. Ia, stați că vă spun eu. Nu știu, nu. Nu, dar vă spun. Anii 80. Da, a fost... evenimentul anilor 80. Acest spectacol. Țin minte că am jucat la Deva, a trebuit să vină poliția. Atâta lume era, că nu încăpea în sală. Și la Teatrul Odeon a fost prima oară când am văzut oameni în așteptare. Adică biletele se cumpărau imediat, dar oamenii veneau în așteptare că poate cineva nu vine, renunță sau așa, ca să... Și florile de la spectacol nu mai avea cabine la încesele bună și câte o găleată. Și doamna Honda, care rupea bilete, a venit și a spus: eu nu mai rup bilete că ăștia mă omoară, eu nu vreau să mor în teatru, vreau să mor acasă. Pentru că veneau toți cu șpagă, cu haideți, doamnă, știți că, uitați... A fost bine, a fost frumos. Am fost fericiți. Eram și tineri. Mi se părea că nu se va sfârși tinerețea niciodată. Și poate nu se sfârșește. Păi nu s-a sfârșit. Da. Știți ce voiam să întreb? Cât din ceea ce s-a văzut acolo pe scenă a fost cumva aprobat de doamna Ileana Vulpescu? Adică, de obicei, când vine autorul, toată lumea trebuie să... Dar drăguța de ea nu ne-a spus nimic. Niciodată, nu. Nu, am greșit eu un termen, dar uite, mă străduiesc de când m-ați invitat să-mi aduc aminte acel termen. Și știu că m-a corectat și mi-a zis: vezi, Dorina, că acolo nu e așa, e așa. Dar nu mi-aduc aminte ce. Avea o pioșenie. Niciodată n-a făcut să deranjeze și era foarte emoționată că îi se întâmplă lucrul ăsta. Da. Eu pot să depun mărturie pentru că am fost foarte aproape de dumneavoastră.
și de domnul Romulus Vulpescu, dacă m-am apucat de scris, să știți că m-am apucat datorită dumnealui. A venit la liceu, se purtau dezbaterile acelea cu scriitori cunoscuți, cu poeți cunoscuți și am avut curajul, nu știu ce m-a îndemnat, să-i arăt ceea ce scriam și mi-a spus să mergi pe drumul ăsta că e bine, o să vezi. Și când am devenit jurnalist și m-am dus eu în interviu, mi-a spus vezi că am avut dreptate. Da, și eu la concursul ăla m-a întrebat ce vrei să te faci tu când o să fii mare și am zis vreau să mă fac artistă și a zis, mi-a spus așa, nu o să te faci artistă niciodată. Foarte așa mi-a zis, pentru că tu te-ai născut artist. Gata, bună ziua, și așa a fost. Ce frumos! De fiecare dată când mergeam în vizită, da, de fiecare dată când mergeam în vizită și luam un interviu pentru Jurnalul Național, cum e, unde lucram atunci, îmi spunea, știi bine, scrii cu Udin I, nu-mi scrii cu Udin A, niciodată. Nu era de acord cu această variantă a Academiei, a spus că dumneavoastră așa a învățat, așa merge până la capăt, avea și argumente, bineînțeles, mi-ar fi luat o săptămână să stau să-l ascult. Dar îmi spunea lucrul acesta de fiecare dată și stăteam de vorbă, așa decurgea interviul, stăteam de vorbă, înregistram, scriam, scoteam la imprimantă și mă duceam să mi-l corecteze. Niciodată nu apărea un text dacă nu purta amprenta dumnealui. Mi-a fost colegă aici. Așa este. Da. Dar așa se cuvine. Asta înseamnă... Așa credem că e normal. Asta înseamnă jurnalist până la urmă. Credeți-mă, eu așa am apucat, așa am învățat că se face. Nu am scos din context niciodată vorbele nimănui. Am respectat totul la virgulă. Așa mi se părea că e normal. Da. Și mai făcea ceva, de fiecare dată când intram mă întreba, ai țigări? N-avea voie să fumeze. Sunt atât de multe amintiri, cred că nu ne-ar ajunge timpul. Dar vreau neapărat să-mi spuneți care a fost amintirea cea mai dragă dintr-un spectacol unde chiar a fost mai mult decât. Nu știu. Toate au fost la fel. Nu au fost toate la fel, nu? Dar au fost atât de multe și eram atât de tineri și totul e atât de departe și în același timp ziua de acum și ce am făcut noi acum m-a terminat. Cât de actual e? Eu vreau pot să spun ceva apropo de... cum credeți că mă simt, pensionară fiind și eu, când la plajă am avut duminica trecută un spectacol și a venit o bătrâniță și mi-a spus de ce nu mai jucați în Arta Conversație? Păi doamnă, am aproape 70 de ani! Și spune, nu, sunteți așa cum erați atunci și văzuse spectacolul. Și m-a impresionat atât de mult și am zis, Dumnezeule, dacă există un om care își mai amintește încă de acest spectacol, înseamnă că misiunea noastră a mers până la capăt și că a meritat toate chinurile, am jucat în cele mai figuroase sări. Țin minte cum vă îmbrăcați, cu cum ne îmbrăcam, cum trebuiam. Pe vremea aceea nu se dădea căldură în sările de teatru. Și țin minte că venea, trebuia să mă schimb dintr-o rochie, în ceva, nu știu ce, și aveam și un surtuc alb, o jachetă albă. Și venea cabiniera îmbrăcată cu acea jachetă albă pe ea. Să încălzească. Și era caldă și era așa bună. Aveam un regizor tehnic, Nea Romică Dumitrescu, foarte devotat, foarte devotat. Și el pregătea toate cele recuzita și era o tavă cu niște pahare de apă care ar fi trebuit să fie vodcă. De când le-a pregătit el și până a început spectacolul, s-a făcut poșniță de gheață deasupra paharului. Da. Eu mă uitam la dumneavoastră, eu intram în actul 2 și mă uitam la dumneavoastră cum vă transformați din Dorina Lazăr în personaj și din personaj într-un om care da, și care luptă să ducă până la capăt personajul și spectacolul pentru că stăteați tot timpul în scenă. Era atât de frig încât vedeam cum vă transformați, mâinile se încrețeau, nu știu, aveam o senzație atât de ciudată și ne rugam cu toții să ducem până la capăt spectacolul și
În aceleași timpuri se juca un alt spectacol, Anonimul Venețian, cu Florin Zanfirescu și cu Ileana Cernat. O iubire fostă și se reîntâlnesc și se înfiripă iubirea. Și Ileana avea o replică la un moment dat. Vrei să mă dezbrac? Și s-a dat și nu! Și a mai fost o chestie asemănătoare. Se juca Amadeus și moare Mozart și rămâne soția lui, era Irina Mazanitis, care spunea, e frig, Doamne, și Viena sub zăpadă și mi-e frig, dacă știi ce frig îmi este. Și unul din fundul sării, da, nouă. Care a fost urmarea? A doua zi, doamna Deleanu a chemat-o pe Irina Mazanitis și a întrebat-o, mă, tu bagi replici conjuncturale în piesă? Nu, doamnă, ce-am zis? Că-i frig. Dacă așa zis autorul. Deci cineva din sală a și tras semnalul de alarmă. Asta, apropo de frig, uite că mi-am adus aminte. Jucam cu domnul Paramarenco, Radu Paramarenco, într-un spectacol în care trebuia să mă îmbrățișeze și să, așa, îmi dădea un pupic și nu înțelegeam de ce, de câte ori îmi dă pupicul ăla, nu pe gură, dar așa, măi, îmi intra ceva rece în nas. Nu înțelegeam, nu înțelegeam ce se întâmplă. Și până la da, o dată, de două ori, de nori, măi, da, ce-o fi asta, ce se întâmplă? Și atunci l-am urmărit, înainte de să mă sărute pe mine, a avut mustață, bea dintr-un pahar și îi îngheța apa pe mustață. Și de câte ori mă săruta, îmi venea ceva rece așa și... Da. Dar le-am depășit. Faptul că le-am depășit, cred că este cea mai mare izbândă a noastră. Vorbim de al mileniu, de al secol. Da. Dar vedeați ochii și zâmbetele și lacrima din ochii spectatorilor. Se crea acea punte extraordinară. Se crează și în zilele noastre și acum, că dacă nu există acest schimb de energie, nici tu nu joci bine, nici omul ăla din sală nu se simte satisfăcut. Așa este. Să dea Dumnezeu să mai jucăm, să ne mai vedeți, să mai avem bani, să mai jucăm. Corect. S-a întâmplat vreodată să jucați cu sala goală? Goală în sensul de un spectator sau doi. Înainte, vreme și acum. Un spectator sau doi, nu. Deși eu mărturisesc că eu aș juca acum, cu mintea de acum, aș juca și pentru un spectator, sau măcar aș sta de vorbă cu el, ca să nu se simte că a venit degeaba, dar nu există. Poți să joci cu 20 de spectatori, asta se întâmplă. Da? Joci. E foarte trist ce se întâmplă astăzi. Eu sunt foarte fericită că am ieșit la pensie și că nu mai depind, nu mai sunt instituționalizată. Dar cu cât sunt fericită că nu mai sunt, cu atât mă doare sufletul de ce este și de ce se întâmplă acum și faptul că lucrurile sunt atât de ciudate și atât de reale în rău, câteodată am senzația că... Da, poate că tocmai aici e menirea noastră să încercăm să arătăm că e ceva rău care trebuie reparat. Păi da, dar eu fac bine în continuare, adică eu joc. Pentru că fiind profesor, vă dați seama, am studenți și într-un fel sunt răspunzătoare de viețile lor și de viețile lor. Nu mai sunt cum eram noi, e clar, generația de asta, toată lumea mă întreabă, Doamnă, dar după dumneavoastră nu mai vine nimeni. Ba da, după noi vin tineri foarte buni, numai mai că vremurile s-au schimbat și societatea nu le mai dă voie să arate
că pot să danseze, să cânte, să facă radio, să facă televiziune. Vă amintiți că în fiecare marți era seara de teatru la, la Teatru TV, în fiecare seară la radio actorul citea povești. Adică noi am făcut ani de zile, de dimineți, mergeam la radio, doamna Dorina, vă amintiți, nu? O zi plină era așa, da. La 8 dimineața era la radio, la 10 era un sfert, fugeai de la radio la teatru la repetiție și seara aveai spectacol. Aia era o zi fericită din viața unui actor. Da. Da, s-au schimbat vremurile, s-a schimbat paradigma, s-au schimbat generațiile. Aveam o discuție zilele trecute cu cineva din familie. Și spuneam, eu, dacă am ajuns eu să nu mai înțeleg pe fata mea care are 17 ani, ce vrei să înțelegi tu de la ea de 17 ani? Altă lume, e altă... Cred că e altă... Cum să te întrebe un student și tu ca profesor ce răspuns să-i dai la următoarea întrebare? Profa, dar de ce a fost mare Gigi Dinică ăsta? Da, doamnă, așa am rămas și eu. Și... în secunda aia am zis, doamne, ce răspuns să-i dau? Măi, dar tu ce înălțimeai? 1,83. El avea 1,86. Cum e posibil așa ceva? Când noi la facultate îi vedeam pe ei, eu când am intrat la facultate în 75 și l-am văzut pe Amza Pelea prima oară, m-am lipit de zid și nu l-am văzut pe profesorul Amza Pelea, l-am văzut pe Mihai Viteazu. Adică erau repere pentru noi, repere reale, fantastice. Exact același lucru mi s-a întâmplat mie, știu, o să vă dau microfonul imediat. Apropo de ce spuneai tu, eram în liceu îmbrăcată în uniforma asta de care vorbeai tu mai devreme și am plecat și am mers în oraș împreună cu colegele mele îmbrăcate așa și aveam ghiozdan. Nu aveai voie să mergi la liceu dacă nu aveai ghiozdan. Nu mapă, nu rucsac, nu exista așa ceva. Și când am ajuns în fața teatrului Notara, mi-a ieșit în cale Alexandru Lepa, care era, vă dați seama, îl vedeam numai la televizor, pentru mine realitatea nici nu exista. Și când pur și simplu m-am pierdut în ochii lui albaștri și n-am putut să mai mișc nimic, eram hipnotizată, nu-mi venea să cred că m-am întâlnit cu el. Și el doar s-a uitat la mine, a zâmbit și peste ani, când i-am spus de lucrul acesta, ce mi s-a întâmplat de foarte multe ori, n-am cum să țin minte asta. Vreți el n-avea nimic în ochi, pentru că el era miop de fapt. Am înțeles. Ar fi trebuit să porte ochelari și era cochet și nu purta ochelari. Vă rog, doamnă, vreți să spuneți ceva? Chiar vă rog să luați microfonul ca să... Am o carte în care apare două prietene care merg. A fost un om atât de cald și de spiritual. Cu bărbatul meu, fiind amândoi olteni, se amuzau unul pe altul, era greu să-i înțelegi. Dar o să vă povestesc ceva într-una din vizitele mele. De obicei, soțul ne lăsa pe noi fetele să vorbim. Și soțul zi... dumneavoastră? Nu! Nu? Chiar nu. Soțul doamne? Da. Oh. Și într-una din dăți îmi spune, a venit Mihaela. Și el a zis, pui să o văd. Nu deschisesem niciodată, nu se deschisese ușa, cum se vede că știți, la dânsul. Și când s-a deschis ușa, m-am uitat așa, unde este? Ei, erau cărți peste tot, mai tavanul era liber, exact. Și el, unde era, era în pat, cărțile îl astupau așa, da. Da, și am văzut-o cu prietena mea chiar o perioadă înainte de a pleca dintre noi. Nu mai era Ileana. Nu mă interesa nimic și marea șansă după ce a plecat fata, după ce a plecat el, a fost
continuarea cărții. A fost cea care efectiv a ținut, a salvat-o. Da. Cu atâta dăruire și câte diferiți erau. Ea, exact cum a zis, o apă limpede și liniștită și el vulcanic, așa. Da. Slavă Domnului că ne-am întâlnit încă câțiva de oameni ăștia care au fost unici. Da, mersi. Mulțumim și noi. Așa este. Mă amintesc una dintre discuțiile pe care am avut cu domnul Romul Sculpescu, l-am întrebat cum te-au rezistat atât de mult timp împreună, cum s-au cunoscut, cum s-au căsătorit, în sfârșit, n-am să uit niciodată. Mi-a spus, domnule, nu era ca acum, cu buchete, cum tu știi, ne-am întâlnit la biserică acolo și m-am dus, s-au rupt 3 ramuri dintr-un zarză și i-am făcut buchetul de mireasă. Și era atât de imprevizibil, atât de uluitor, atât de, exact cum spunești, năvalnic, așa ați spus. Năvalnic, așa e. Când îl auzeam recitând doina lui Eminescu, când noi ne făceam cruce cu limba în gură să nu ne vadă cineva, eu nu, că n-am fost membru de partid, dar când îl auzeam recitând, era cutremurător. Era, știți că avea o verticalitate, avea, își susținea punctul de vedere cu multă vehemență și cu multă seriozitate și tot ceea ce gândea și tot ceea ce făcea, deși părea cu o zără așa și puțin aerian și așa, era o personalitate foarte, foarte bine ancorată în pământul ăsta. Ceea ce mi se pare extraordinar. Cum recita Eminescu și cum spunea doina, pentru mine a fost și va rămâne reper de elocință. Atunci când, dacă am zis, o să vă ziceți, că am început să, când era, că lucra la televiziune, da, v-am zis? El lucra și pentru televiziune și, bă, nu v-am spus, și când ne-a povestit un film, asta v-am zis. Avea o cămașă desfăcută cu crucea pe piept și l-au chemat la partid. L-au chemat la primărie să, nu știu ce, și i-au zis să scoată crucea. Și a plecat din teatru. Pentru că acea cruce a fost dusă de doamna Ileana, cred că Marea Cruce a dus-o Ileana. Așa cred eu. Pentru mine este... Este eroina vieții mele. Da. Așa. Trebuie să spun lucrul acesta. Romul Sculpescu a fost muzeograf aici, la Muzeul Național Literaturii Române, a lucrat foarte mult timp aici și de fiecare dată când auzea rostindu-se Muzeul Literaturii, imediat îl vedeam așa că se bucura când auzea de Muzeul Național Literaturii Române. Mi-aduc aminte pentru limba română până la final. Și faceți o treabă foarte bună și eu am fost foarte bucuroasă că Teatrul Odeon a putut să stea la dispoziția noastră să vă ajute atunci când v-au scos de acolo, da, din Bulevardul Dacia și ați făcut întâlnirile de scriitor la noi, la studio. Au fost 3 ani, într-adevăr, în care Muzeul nu a putut fi vizitat și apoi, după aceea, din 2017, iată, suntem aici. În acest loc binecuvântat, în care s-a creat o adevărată insulă de cultură, credeți-mă, îi cunosc pe majoritatea celor care au venit astăzi aici și le mulțumesc pentru că de fiecare dată răspund prezent și vin cu drag și știu că aici întotdeauna găsesc evenimente pe placul lor, pe măsura sufletelor dumnealor. Da, s-a creat așa o comunitate aparte. Este foarte bine și ziua de azi a fost foarte plăcută și bună. Nu s-a terminat. Da, pentru că alături de noi va veni și Ștefan Paraschiv, este vorba de, la vremea respectivă era student la drept, care a fost foarte aproape de doamna Ileana Vulpescu și singurul dintre cei pe care îi cunosc eu, care a participat la incinerarea lumea ei.
Mi-aduc aminte, știu că mi-a spus domnul director că ați vrut să depuneți o coroană, însă totul a fost atât de rapid încât nici eu n-am știut, nimeni n-a știut. E, totuși, acest tânăr a fost acolo și de aceea l-am invitat, mai ales că e cumva și cel care a aranjat documentele alături de o prietenă dragă, Sorina. Tot ce era acolo în biblioteca aceea imensă de care vorbeați. Și mi-am dorit să fie aici, este pe drum, a avut un examen foarte greu și mi-a spus, indiferent când ajung, ajung. V-am doar să vă povestesc despre doamna Ileana Vulpescu atunci când am fost să emulez titlul de cetățean de onoare al orașului, al municipiului București și cât de bucuroasă am fost în clipa în care am ajuns acolo și am dat diploma și tot ceea ce însemna cetățean de onoare al municipiului București și cu greu s-a ridicat, aveați dreptate, n-a fost ușor și am putut să facem împreună o fotografie și încet așa e. N-am mai vrut nimic, n-am mai dorit nimic. I-a fost greu, vă dați seama, și fără domnul Romulus Vulpescu și fără fica dumneei, nu era deloc ușor. Dar până ajunge Ștefan Paraschiv, sper din tot sufletul să ajungă, voiam doar să vă rog să vorbim despre femeia Ileana Vulpescu. Când am întâlnit, am zis că discutăm despre bucuria aceasta de om, femeia Ileana Vulpescu. Cum ați cunoscut-o? Cum ați simțit-o? Nu mi-aduc aminte. Să vă spun drept. Doamne, iartă-mă, nu m-am gândit niciodată la ea ca la femeie. Totdeauna m-am gândit la ea ca la scriitor, ca la scriitoare, ca la om de cultură, ca la îndrumătoare, ca la o ființă înțeleaptă. Cum am întrebat, cum e posibil într-o apariție de casnică, da? De femeie simplă, casnică așa, să încapă un geniu? Cum? Păi a purtat crucea până la capăt. De fapt, cred că în cuplul ăsta, doamna Ileana a fost purtătoarea crucii. Da, categoric. Și mă uitam și nu-mi venea să cred că, deși își permitea, da, era atât modestă, că e puțin spus modestă. E puțin spus, era de o frăgezime sufletească așa și de o... era rușine să se arate, să iasă, să spună, eu sunt Ileana Vulpescu, nu, tot timpul era așa. Am acasă toate cărțile dumnea ei. Și îmi pare rău că acea carte ne-a dat autograf la toți și ne-a oferit carte, acea carte mi-a dispărut, nu știu, acum s-au retipărit și o am, dar pentru mine acel autograf al doamnei Ileana Vulpescu era, nu știu, nici nu mi l-a dat pe cartea, că mie mi l-a dat pe suflet. Și atunci, indiferent câte cărți, cine o să mai înfure cărți din casă sau așa, autograful dumneaei a fost așa, eu știu, egal cu mama mea. Adică, pentru mine, Ileana Vulpescu înseamnă debutul meu. Și atunci, și zborul meu către în lumea asta. Și îi sunt datoare de fiecare dată cu două, trei bancuri, pentru că mă punea să-i spun bancuri și s-a amuzat foarte tare. Avea un umor extraordinar, extraordinar. Nu arăta, nu era... era așa foarte introvertită și foarte... cum e Capela Sixtină, așa întoarsă. Întoarsă așa către noi. Întotdeauna ne-a privit ca un ghiocel întors. Ghiocelul mi se pare cea mai luptătoare floare, cum iese aia din zăpadă, așa, și cum stă, ca și Capela Sixtină, așa, se uită către noi. Cred că și acum ne zâmbește de acolo de sus.
Eu am iubit-o foarte tare și o iubesc. Ce prostii spuneți voi acolo? Da. Ce titlu și-a ales la cartea asta acum? Noi, doamnă doctor, când o să vă zic? Da. Exact. Da, da. Și când te gândești la viața, la viața cu sută coață și așa mai departe și nu știu tot, scria foarte simplu, în aparență, foarte simplu. Toată lumea spunea, aia carte, cărți de coafeze. A spus o piesă pentru coafeze, a spus cineva. Și acum îmi dau seama, recitind și, că fiecare cuvânt simplu de acolo e un sfinț. Care rămâne și rămâne și rămâne. Este incredibil, incredibil. La fie, în fiecare pagină înseamnă pentru mine, așa, că tot subliniez, știi? Și la o anumită vârstă am subliniat cu roșu și la o anumită vârstă am subliniat cu verde și pe urmă așa, pentru că cu vârsta înțelegi, accepti și ți se pare extraordinar altceva. Ai rostit un cuvânt magic. Mi s-a întâmplat de-a lungul timpului să scriu. Mie, dacă nu mi-a plăcut un spectacol, nu am scris despre el. M-am ferit să scriu urât sau altfel. Și țin minte că am scris despre un spectacol și cineva scria undeva jos, așa, într-un comentariu, pentru că pe vremea aceea la Jurnalul Național puteai să scrii și să spui părerea despre articol. Cineva a spus, ce știe Loreta Popa despre teatru? Ea scrie pentru coafeze. La care eu foarte serioasă am scris, și ce, coafezele mei și ele oameni? N-am putut să mă abțin. A drept urmare, ce cu afezele mei și ele oameni spune tot. Corect. Mi-a scris Ștefan și mi-a spus că în 3 minute vine. Acum îl așteptăm până ne spui un banc până vine el. Ce zici? Nu. Acum m-am gândit la finalul cărții. Cum era doamna Dorina? Că așa se și termina spectacolul. Fiecare cu sufletul lui. Ascultă-mă, povestea unei vieți, oricare ar fi, este povestea unei eșec. Banc, banc. Da, exact. Am citit Arta Conversației de 3 ori, da. La vârste diferite. Da. Incredibil. Ca să vă auziți de altceva. Cât de diferit am interpretat prima oară, citeam noaptea și râdeam singură. Nu știu, după ce am citit a doua oară și a treia oară, mă gândeam, de ce am râs, oare? Da, de ce am râs, Doamne? Da. Dar eram foarte tânără, cred, atunci. După aia, cu timpul, nu-ți mai vine să râzi, așa. Dar, apropo de cărțile alea care erau peste tot, îmi amintesc că ultima oară când am văzut-o, da, cu tine, Ioana. Era goală casa, nu mai era nicio carte și totul era gol. Doamne, câtă suferință și câtă putere extraordinară să treacă peste tot. Asta e ține de se vede că de felul omului, de înțelepciune, categorie. Educație, da? Educație. Categoric. Și ce frumos spunea, fiecare cu sufletul lui și nu e fericire niciunul. Fericirea ne-o căutăm. Ne-o găsim. Ne-o găsim pe aici, pe acolo, în unele momente. Dar să stai lângă un om, că amândoi au fost absolut special, e un mare, mare privilegiu, categoric. Da. Și de fiecare dată spunea, a intrat timpul la apă, observ că a intrat la apă, fizic a intrat la apă, de asta nu putem. Și ce nu e adevărat? Exact, nu, fizic așa este. Da, nu știu, dumneavoastră sunteți. Nu știu, la mine a intrat apa în mine, că nu. Nu, dar odată cu înțelepciunea. Bătrâneții, nu-ți mai ajunge timpul să faci nimic. Da, mă rog, îl așteptam mai mult pe Godot. Mai mult pe Godot. Dar vine, iată-l că vine, Ștefan Paraschiv.
Noi eram aproape pe final, să știți. Mulțumim că ai venit. Nu, de la de final. E vouă, sigur, s-a prins. Cum spuneam, ai avut un examen foarte greu. Și, eu, dar studenții mei, să-i vedeți. Erau. Până îți tragi tu suflarea, da? Am vorbit despre Ileana Vulpescu așa cum am cunoscut-o fiecare dintre noi și am specificat faptul că ai fost alături până aproape în ultima clipă și că dintre toți cei de aici ai fost singurul care a participat la incinerarea dumneavoastră sale și știu că te-ai pregătit și că ne poți vorbi și ne poți spune mai multe și că ai fost alături. Te-a luat, să spun așa, de suflet. Ai fost un copil de suflet. Bună seara, în primul rând, toate scuzele de rigoare pentru distințele noastre actrițe, pentru dumneavoastră, pentru că ați așteptat un lefegiu, cum spunea doamna Vulpescu, și cum nu a mai apucat să mă mai vadă, din păcate. Ce-ar fi de spus despre dumneaei? Sigur că după un an au rămas momentele triste, momentele nedemne prin care a trebuit să treacă în ultimii dumneaei ani. Nici acum nu pot să mă dezbar din a o domni, din a vorbi despre ea cu pronume de politețe și să-i spun sau să o pomenesc ca doamna Ileana. Și atât. Am cunoscut-o, este foarte interesant, aveam 16 ani, de-abia împliniți și ea foarte, foarte curând, după ce fata și soțul dumneai se stinseseră, din cauze care merită ele însele un roman sau chiar o piesă de teatru. Era calmă, împăcată și nu ascund faptul că nu era un om pozitiv. Nu era un om întotdeauna, cel puțin așa cum o vedea lumea, un om solar, era un om într-o cândva negurat. O negură care s-a accentuat în ultimii ani. Și am fost onorat să mă primească lângă dumneaei. Am fost onorat să mănânc alături de dumneaei, să vorbesc cu dumneaei ore în șir, să văd ceea ce mai era acea bibliotecă fabuloasă a lor și care, din păcate, s-a risipit pentru că nimeni n-a fost, de fapt, interesat să preseze, să o caute pentru a valorifica acel patrimoniu. Eu însumi, când am încercat să o fac, a fost destul de târziu și din niște cauze variate pe care încă nu le pot discuta, a refuzat și ideea unei case memoriale și alte modalități de a valorifica cel puțin ceea ce rămăsese de la Romul Zulpescu. Pentru că sunt marile noastre aprinse aici, sigur că Arta Conversației este cel mai cunoscut roman și este și cel care a beneficiat de o dramatizare, dar cel mai drag roman al dumneai a fost Sărută Pământul Acesta. Era o naționalistă, își iubea foarte mult neamul, își iubea credința. Sigur, acel moment al incinerării cu particularitate, dar era un om care îl pomenea despre Dumnezeu și încă și mai mult îl pomenea Romul Zulpescu. În ceea ce mă privește, am înțeles-o de-abia, sau i-am înțeles scritura de-abia când am citit volumul de proze scurte, Candidații la fericire. Eu nu am mai văzut la un scriitor atâta tristețe, care nu este o tristețe a dramei, nu este o tristețe a momentelor urâte din viața unui om, ci este o tristețe a vieții de zi cu zi, ceea ce este apăsător. E o carte pe care o citești gâfâind, gândindu-te cât de triști sunt oamenii de lângă noi. Fără să ne dăm seama, poate mascați de ipocrizia sub care trebuie să trăim fiecare, cât de triști sunt oamenii de lângă noi. Și că sunt oameni mult mai triști decât noi, chiar dacă, aparent, nu le putem atribui o cauză a tristeții.
Așa era și Ileana Vulpescu, avea o tristețe greu accesibilă și atunci când încercam să pătrund cât de cât mai departe, se retrăgea și avea o, știu eu, poate o cochetărie sau o apărare femeiască, în a nu se devoala. Sigur, e mult de discutat și despre omul Vulpescu. A fost un mai mult decât un poet, mai mult decât un traducător, a fost un geniu. Și pe care îl știm foarte puțin. Chiar îmi pare rău că fac această paranteză omul Vulpescu atunci când vorbesc despre Ileana Vulpescu, despre acest berbec țâfnos, cum spunea doamna Vulpescu. Când am întrebat un membru de onoare la Academie Române, de ce? Sigur, zic, sunteți chimist, nu puteți răspunde pe fondul problemei. Dar de ce personalități, și l-am dat ca exemplu pe Vulpescu, nu sunt în Academia Română? Ce l-a spus după ce se lăudase că fusese președintele unei comisii, unei sinecuri, a unui fost președinte, a spus, nu sunt în Academie, unii din cauza părerilor politice. Și am spus, domnule academician, nu tocmai ăsta nu trebuie să fie un motiv? Și l-a spus, ba da, asta e cel mai important. Sigur, Vulpescu n-a fost membru partid politic, nu a fost nici doamna Vulpescu, dar ei nu s-au bucurat de recunoașterea pe care au alții, o au poate cu asupra de măsură, sau mult disproporționat față de cât a fi meritat. S-a făcut mențiune și despre acea incinerare, s-a făcut mențiune, mă rog, despre ultimele clipe când i-am fost aproape și m-a durut foarte mult ca pentru o bunică și mai mult ca față de un om pe care nu-l puteam ajuta. Un om care renunțase, și o spun cu o inimă foarte grea, un om care renunțase să mai ceară ajutor. Și totul s-a întâmplat absolut banal. Am aflat și eu absolut întâmplător că a doua murise cu o zi înainte și că peste câteva ceasuri, în dimineața zilei următoare, avea să fie incinerat. Mereu pretextându-se dorința, pretinsa dorința Ilenei Vulpescu de a pleca discret, de a fi incinerat, așa și mai departe. Dar în ce măsură o mare personalitate își mai aparține, ar fi un subiect care merită și merită discutat. Se poate pune întrebarea și în ce măsură să ne mai aparțină o astfel de personalitate după moarte, când în timpul vieții nici noi nu ne-am prea interesat de acea personalitate. Ori doamna Vulpescu, mă bucur că în ultimii ani avusese câteva distinții de la primăria capitale, de la președintele României, dar nimeni nu a întrebat-o, nu vreți să ne dați un sfat, cum să facem un manual școlar. Nu vreți să ne ajutați să facem o selecție, totuși, cine să intre în aceste manuale. Și este un caz din atât de multe în care dezamăgirea și rușinea românească, rușinea de a ieși în față, de a te băga în mizerie, un caz, spuneam, care a copleșit omul în cauză. Un foarte bun observator, un om de o inteligență remarcabilă în scris. Remarcabilă, cum numai o femeie poate fi un foarte bun observator. Bărbații, după părerea mea, sunt pasional, un Dostoievski nu putea fi decât bărbat. Apropo de Dostoievski, eu eram cu Dostoievski, dumneavoastră era cu Tolstoi. Îmi făcea o mare plăcere să povestească diminețile când se trezea contele Tolstoi și, mă rog, încercând să o alunge pe Sofia, pe nevastă sa mai, și cu fleanca ei debordantă, când era într-un moment de liniște, asta îi plăcea foarte mult, scotea niște păpușele din lucrate foarte fin și pe care le îmbrăca în funcție de personajele pe care avea să le creioneze în capitolul respectiv. Asta îi plăcea foarte mult, doamne Vulpescu. Pentru că a fost o mare prozatoare și, cum spunea doamna Trandafir, un observator fantastic. Ar merita acest cuplu disecat, ar merita un critic literar serios, nu știu cine, să se apropie de Vulpescu, să se apropie de Ileana Vulpescu și să facă niște ediții critice, să facă niște manifestări, să-i repună în circuit.
dar vedem că noi ne ocupăm, așa cum spunea Eugen Barbu, mereu cu bașișuri mici. Noi suntem chelneri de bașișuri mici, de fapt, și plecăm mereu după fenta modei. Ei bine, măcar din acest punct de vedere, dați-mi voie să spun cu toată încredințarea că acești doi mari creatori nu au de demonstrat nimănui nimic și nu mai are cine să le pună galoane. Locul lor este definitiv în cultura noastră, mai mult decât în literatura noastră, în cultura noastră, și trag nădejde, sunt niște repere și mă gândeam și nu știu, poate cumva vom contribui toți într-un fel sau altul care suntem aici. Strada pe care au stat ei din Piața Rosetei are doar 10 numere. Cred că ar fi frumos ca acea stradă să se numească Romul Zulpescu, cel puțin. La statui e mai greu. La statui mai întâi au străinii statui în țara noastră și după avem și noi dreptul mai lacăt un bust. Știți cum era în... Cândva, în Evul Mediu, n-aveai voie să ridici biserici mai înalte de un anumit prag. Așa și noi. Noi nu avem voie să ne facem statui. Noi doar busturi. Dar, mă rog, deja dau un Romulus vulpecisme și așa cum foarte frumos l-a scris în Hâncuba și nu-mi rămâne decât ca un semn peste timp să vă transmit din partea doamnei Vulpescu, nimic nu o făceam mai fericită, mai bucuroasă, nu fericită, decât să știe că este citită. Vă îndemn să o citiți și să o recitiți mereu, Dumnezeu să o ierte și să o odihnească, mie una, mi-e foarte greu. V-am să amintesc, dragă Ștefan, îți mulțumesc frumos pentru că ai venit, pentru că elocința ta nu are nimeni. V-am să amintesc doar faptul că una dintre ultimele apariții publice ale doamnei Ileana Vulpescu a fost aici, la lansarea revistei Manifest Românește, pe care, al cărei redactor șef erai, și n-am să uit niciodată cum a îndurat frigul de afară, pentru că era foarte frig, cum stoicism din acela. Nu-i greu să-mi găsesc cuvintele acum, dar a stat aici și a vorbit și a ascultat și a observat, așa cum spuneai tu, și a avut răbdare. Nu s-ar fi spus că au trecut 2 ore în acel frig. Da, aceea a fost ultima dumneavoastră apariție publică. Mi-ai scos acea revistă? Știu că ai scos un număr special pe care l-ai dedicat domnului Romulus Vulpescu și doamnei Ileana Vulpescu. A fost, într-adevăr, numărul al doilea atunci când au fost și în prezent dosarul numărului respectiv. Gândiți-vă că a fost o revistă scoasă de niște studenți, de niște tineri și o femeie, o mare personalitate de 85 de ani a venit, a acceptat să fie omageată și a venit pentru niște tineri, pentru niște oameni care nu au, care încă mai au și vor avea și de acum încolo, slavă Domnului, de demonstrat cine sunt. Ea a avut acea generozitate și față de mine. A fost un titlu de glorie, de mare mândrie, să mă bage în seamă, să mă ia pe lângă Dumnezeu. Și atunci când mi-a dat fotografiile pentru acel număr, era realmente emoționant să vezi o viață de om, sau 2 vieți de om, 3 vieți de om, 4 vieți de om și cu cățelușa Nera și cu, pe care o iubeau atât și cu motanul Tan. Când mi l-a prezentat, Doamne, cum îl cheamă? Și spune, îl cheamă Tanul de la Motan. Țin minte și acum nazalizat, ca o mare vorbitoare de limba franceză. Și atunci a fost într-adevăr ultima dumneavoastră apariție, în ianuarie 2018, avea să facă un accident cerebral, care, sigur, i-a îngreunat centrul vorbirii, dar nu a scos-o complet din activitate. Dar i-a accentuat, cum spuneam, acea rupere voluntară de lume și acea rupere de ceilalți în sensul de a nici măcar nu a mai căuta ajutor. Și, într-adevăr, e un loc aici, la această instituție, care îi leagă pe cei doi. Romul Zulpescu a lucrat la muzeu, a făcut acele seri de poezii fantastice, l-a lansat pe Tudor Gheorghe și doamna Vulpescu, iată, aici a avut ultima apariție, din păcate, și pentru toată lumea. Astăzi le spuneam celor care au venit la întâlnirea noastră câteva cuvinte pe care dumneavoastră mi le-a spus în 2015. Și exact ai accentuat și tu. Oricine din jur te poate lăsa,
oricine din jur te poate trăda. Totul este ca tu cu tine, însă-ți să te împaci. Îmi doresc din tot sufletul că această întâlnire să fi făcut acest lucru. Eu sunt ferm convinsă că de undeva de acolo de sus, cumva, norii s-au mângâiat unul pe celălalt, semn pentru noi că a fost bine. Aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați fost astăzi aici și să vă mulțumesc, domnilor, doamna Dorina Lazar, doamna Adriana Trandafir, pentru că ați spus da atunci când v-am rugat. Și ție îți mulțumesc, Ștefan, pentru că întotdeauna ai fost acolo, alături de noi. Se spune la mulți ani. Se spune la mulți ani. De ce nu? Uite, te rog să spui tu. Nu. Ileana, la mulți ani. Acolo unde ești, o să ne întâlnim și o să povestim. Deocamdată povestim separat.